Am plecat, astăzi este 13 iulie. Plecăm în Moldova, într-o comună, la 25 de km de Focșani, Vârteșcoiu. N-am mai fost de 20 de ani, cel mai bine, vreo 30 n-am mai fost în Moldova. Aici e mașina, Corsalina, plouă, e frumos. Sunt la pantaloni scurți, va fi un drum frumos și mă bucur că mergem la oameni să le dăm mici ajutoare cu ajutorul colegilor din USR. Fac, ăsta și eu, ăsta e prietenul meu, așa, și voi mai reveni cu imagini și gânduri. Doamne așa. Paradului 2. Așa. Prietenul meu zice că e marfă. E grea pe spate. E grea. Ia uite. Frate, zici că hainele nu sunt grele. Ia uite, zici cum plouă. Ce frumos. În sfârșit, cum e orașul București acum dimineață, la ora 5:35. Pe luăm pe Văcărești. Apoi virați la dreapta pe bulevardul Constantin Brâncoveanu. Păi tu mă, pe acolo ieșim, ieșim pe centură, pe la Dumina. Păi așa a zis asta. Nu. Se reconfigurează. Da. I-am dat asa. Am ieșit pe Alteniței, orășelui vis-a-vis și cu metrou Brâncoveanu. Virați la dreapta pe bulevardul Constantin Brâncoveanu. Noi ieșim cu pană. Apoi virați la stânga, la strada Alunișului. El lăsa mă ducă pe la... La Alunișului? Vrea să mă ducă da, știu. Înapoi. Da. Dar eu vreau să iau pe aici, nu vreau pe acolo. Da. De... Băi, e lume? Să stă. E ceva aglomerație. Ia. Bun. Ploiești. Autostrada 13 Ploiești. Ploaia se va opri. Mișto. Moldova, Ocrișan, veniți să-ți luăm ghidul. Peste 600. Mișto. Se lumineze, tot mai plouă, dar ne apropiem. Mai avem puțin, vreo 200 de, așa, vreo 200 de kilometri. Pe șosea este pe apă, pânză de apă și mergem totuși leger, responsabil, 90 la oră. Interesant, nu pot nimic în față, mergem spre necunoscut, pentru mine mai mult. Dar o să iasă bine, frumos. Pustiu pe autoban, asta e. Continuați pe DJ100 pe încă 6 km. Mergeți pe Gherghiței și vom ajunge la Mizil. Mai plouă un pic, ora 7 fără un sfert, e bine. Suntem pe DJ, mă. Da, pe DJ suntem, DJ100B. Frumos. Era apă multă pe autostradă, a mers încet și cu 80 la oră. Asta e ok, e durut. Da, asta are reclinație șoseaua. Da, are pante, se scurge apa. Nu ca în restul. Mișto. Hai, Oprișan, veni spre tine! Registrez, a luat-o, s-a aprins un bec? Da, roșu. Deci s-a aprins, bun. Ne-am oprit un pic, să verificăm ruta. Plecăm. În continuare. Și ăsta e deschis acumulatorul? Vedeți, stai. Da. Bun. E da, are un bec albastru, e deschis. Vezi. Ne-am oprit într-o parcare. Am trecut de Gherghiței, ne apropiem de Mizil, 28 de km. Mai plouă un pic, s-a mai luminat puțin, mașinile sunt multe, nu e trafic așa. Ia să vedem ceva, muzici. Da. Frumos! A trecut, gata, vă duceți spre Moldova! Ștefan cel Mare, da, vă așteaptă, gata! Go! Mișto! Scuze pentru filmare, dar am lentilele aburite. Ai tendința să filmezi în sus. În sus, da, îmi dau seama, dar ce să fac? Și cum stau și... scuze! Așa, încolo e faraoane. Suntem în fieful lui Oprișan. Ați frumos. Așa. Au de aici. Mașina ceva. Ah. Ah, lasă să filmez. Tu mă nu înțeleg. Stai. Ce
Roșu. Roșu, da? Hai să mergem așa. Stai. Constantina Pas, suntem la Oprișan, plecăm să ne uităm prin centru. Așa. Sunt zici tu, ia pe jos, de nivelări. Trotuare cât de cât. E asfalt sau pavele? Da. Pavele. Da, că simt la tălpi. Nașpa. Traversă. Ce poate să o luăm? Nu știu, hai să întrebăm o moldoveancă. Sunteți amabilă, centru aici este? Magazine, ceva. Da, cu magazine. Magazine, ceva. Un muzeu. Am înțeles. Mergeți în direcția aceea și da? Apoi faceți stânga și ajungeți stânga. În cea. Să rămână. Ține minte unde am lăsat mașina. Ce stradă e. Că ar fi culmea să... Acum înregistrez. Mi-a apăsat bine. Acum merge? Da, mă. Ții minte unde e mașina? Da, mă, nu știu. Văd. Cum nu? Păi la vezi casieria iată, salubrității. Casieria salubrității. Asfaltul e... Așa. A pornit, da? Da. Da, mă, dar ăla știi ce-ți face becul ăla? În loc să stea aprins tot timpul ăla verde, pâlpâie. Deci e pe descărcate sau se încarcă. Se încarcă, da. Deci acum filmez, da? Da, 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 da. Suntem, am fost prin centrul Focșanului puțin, suntem pe Simion Barnițiu. Am văzut cum e cu... Acum? Acum înregistrează, chiar dat în pâlpâie. Am plecat de la rudele lui Veta, pietroasele, frumos. Am făcut și un filmuleț, uiți pe porci are, de aici, da. Mișto. Și ai filmat și caroseria de aruș. L-am fotografiat. Tractoarele pare. Și tractoarele, nu? Uh-huh. Da. Pietrasele, județul Buzău. Altă lume, altă atmosferă. 13 iulie 2020.